Mamă, care s-a făcut un mare accident să trag ceva. Hai că vine medicul, am sunat la el. Bună seara, domnul medic. Am făcut un mare accident, domnul medic. N-am fost atent și m-am răsturnat cu mașina. Mă puteți duce la spital dacă vă rog frumos? Da, să încerc să mă ridic. Aoleu. Pentru că și să vă ambulăm că să vă deschidă și de. Ajutați-mă, vă rog frumos. Mamă. Poate să vă ajutați, mă. Hai. Domnul, da, nu pot urca în spate. Nu puteți? Nu Atunci pot, am domnul. încercat în cap. Hai că încerc să mă pun pe dumneavoastră. Să se pun centura repede. Domnul medic, aveți o compresă cu apă rece, dacă vă rog frumos tare, nu mă doare capul. Hai că aveam checkpoint-ul pe la mine. Am înțeles, vă pot doar aia. Bă, băi, sunteți pe serverul Manta pe România? Mi-a dat un paracetamol. Vă mulțumesc frumos. Paracetamol că te doare capul. Ce, sper să fie bună. Nu știu ce s-a întâmplat. Ce se duce salvarea, mă, cu 300 și ceva la oră se ducea mea. Sper să ajungem cât de repede. Bă, suntem pe serverul Unta pe România și, da, din câte se pare, am făcut mare accident. Am întors repede cu mașina. Am sunat la medic, că tare rău, mă doare capul în alta. Na, în fine. Ce să mai zic? Hai că așteptăm să vedem dacă poate să ne ajute domnul medic. Până am unul dat un paracetamol, adică... Na, vedem. Domnul medic, fiți mai prudent, vă rog, că tare rău mi-e. Zic, tare rău mi-e, domnul medic. Bă, vei face un test la microfon? Acum? Alo, alo? Da, domnul medic, da. Dacă am făcut un test la microfon, că a crezut că nu mă audă pe mine. E cineva înăuntru? Aici era spital, nu știu și ar putea să fie lui pe colegi, pe niciun fac. Nu vă rog frumos să ajutați, mă. Acum. S-a înșteat, stai să spun. Domnul medic, mereu, domnul medic. Da, nu am văzut. Așa. Hai că nu-l aude sirena aia. A, domnul medic, aveți o compresă cu apă? Da. Sau chiar un flacon cu apă? Hai, domnul medic! Aveți un pahar cu apă dacă vă frumos? Un pahar cu apă? Nu prea, nici n-am de asta. Poate așa să vă iau de mână. Da, domnul, că am luat. Hai, domnul. Hai, veni după mine. Vreau să mergem cu lift, e greu să trec. Da. Nu e problemă, mergem repede. Da, uite pe aici, frumos. Aoleu, ce-a schimbat pe aici? A schimbat. E și mie greu, adică nu știu, s-ar putea... Am înțeles. Trebuie să ne cam schimbăm pe aici, că... Era... Sunt cam nou pe aici. Da. Și nu e domnul chirurg pe aici sau pe cineva pe cine aș putea să văd? Nu prea. Va băga lift, domnul medic. Da. La 4-4. Hai la ok. Mamă, ce fan l-a făcut. Bine, nu uitați la PPS-uri că... Na. Așa, mă auzim, mă vedeți, doamnă? Da. Ce, nu știu pe unde. Pe
Uite, mă vedeți? Nu, domnul, nu. Acum. Cum vă văd? Nu pești, stai pe aici, stai. Mamă, domnule. E mare rost, dar... Ui. Și unde acum? Domnule, pe unde sunteți? Poftim? Zic, pe unde sunteți? Mă vedeți? Nu prea. Gata, vă văd acum. Dacă apăs de el. Ia, domnul. Uite aici. Am înțeles. Trebuie să mă pun aici pe masă de operație, nu? Da. Așteptați un pic. Pot să mă pun numai în fund sau... Da, în fund. Cum vreau. Gata, domnul. Problema că nu prea văd pe nimeni. S-ar putea să vă dară picior, dacă așa să vă iau ciocanelul de aici, să vă dară Nu știu, domnul, că... Mă, bă, ce fain a făcut aici, mă? Ești nebun. Doare? Au. Se vede, asta e lovit. Cred că ați clicat strâmb când v-ați răsturnat. Cum să cași strâmb când ai domnul Meri m-a răsturnat, domnul, nu... Nu vă imaginați ce a fost acolo, domnul medic. Da, asta. Trebuie, mamă, trebuie să chemați să luați mașina. Da, nu e problemă de mașină, că să plătește, eu să fiu bine. Stați așa, domnul. Să vă fac aici un semi-gips, să vă omusurile la picior. Nu, nu faceți o cotul roșie la cap, că am o rană la cap. Dacă vă rog frumos. Acum stați așa, să fac, să iau de aici. Ruleta să măsor piciorul. Așa. Frumos. În sus. 15 cm. Așa. Vezi că și altceva e de centimetrul ăla. Să fac aici. Nu numai piciorul. Am luat banii. Da. O să fi închis ceva pe picior, dar... Trebuie să stați vreo 3 săptămâni, 4 săptămâni. Aoleu. După veniți înapoi aici. Cred că mai mult o furnicătură. Oh. Da, care ăla? Dance. Dacă nu știu care ăla ca să mergi... Să te duci un pic cam ciudat. Zombi sau cum e? Trebuie să vă cost capul. Nu știu, uitați-vă cum... Dumneavoastră sunteți medicul, nu eu. Da. Trebuie să vă cost capul. Stai să văd cât ar trebui să puteți la asta, că bani nu prea am. Nu e o problemă. Vedem cum facem. Domnul, am... Am înțeles. Am stat spus, încă trebuie să mă pun înapoi. Gata. Sper să nu dă cu capul, domnul medic. Da. Dacă o dată și-am picat. Nu, vedeți că mă dau rău, domnul monstru. Au! Ia, domnul. Ce să zic așa? Gata. Acum este decizia voastră dacă dumneavoastră vreți să stați internat aici. Adică să stați aici ori să vă duceți acasă, dar dacă vă duceți acasă trebuie să stați să nu faceți mult efort și să stați mai mult întins în pas, să stați mai mult în pat. Păi nu pot un medic așa să mă duc, nu știu, trebuie să văd care e toată faza, trebuie să mai spăp, să mai rup lemne, na, știi tu cum e la țară. E bine că am văzut că aveți o mașină care e automată și e bine că puteți să conduceți măcar. Păi nu, să sperăm. Păi și unde? Am un loc aici pe unde să stau? Păi puteți să stați ori aici pe masa asta, mai sunt aici pentru niște camere. Pe unde, domnul medic? Uitați aici, camera asta. Aici, uite, în pat, mai comod.
Da, Păi, domnule, aici. asta de operație, domnule, nu e... Ia uitați, domnul medic, pe aici, prin față, domnule, haideți după A, da, mine. uite, uitați aici, uitați aici, 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 aici. Da. Uitați. Ai vă alegeți aici un pat? Poți să le pe oricare, sau... Oricare, dumneavoastră, care vreți. Ok. Stai că le pe asta. Și mâncare cum primesc? Păi, nu știu, vă zic eu. Vedem noi, mai vinim când e la orele care e dimineața la 9, Nu, înțeles, o dispar după medicul. pe la 12 jumate și după pe la 5. Bine, puteți aduce un ceai dacă vă rog frumos. Da, asta sunt. Bine. Băi, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, m-am prefăcut un pic, Nu m-am prefăcut, oricum, dar îmi place. Deci, serios, respect frate pentru noul update. Bă, eu am fost am happy și v-am lăsat. Ne întâlnim data viitoare. Da, nu din spital, din altă parte. V-am pupat. Papa, vă observ cât mai frumos aveți. Apropo, v-aș și pe serverul Wanta pe România Roleplay.